Evanghelia are putere, are Evanghelia, Evanghelia. Și mulțumim pentru tot, fiergăruim. Amin. Cum sunt relațiile cu sexul opus? În ce cadru pot fi prieteniile cu ei? Mă gândesc că întrebarea asta se referă la faptul dacă un băiat poate să fie amic. Amic cu o fată. Băieții deja dau din cap, înseamnă că e sub cercetare. Bun. Eu vă spun aici cum văd eu lucrurile și apoi putem să discutăm. Deci, hai să stabilim niște termeni. Deci, în momentul în care cineva discută cu cineva și spun prieteni, le spunem amici. Amici, da? Amici, din frate. Amici. Bun. Etapa următoare, cum vreți să spunem? Prieteni sau iubiți? Ca să... Iubiți. Adică, nu există chestii intermediare. Bun. Deci mergem pe altul, pe negru, ca să...
Hello, ca să mă înțelegeți. Deci când vorbim de amici, când vorbim de amici, sunt amici. Hai că fac eu chemare la sfârșit, de ce să apoi vorbim? Când vorbim de amici, vorbim de două persoane, da? Poate să fie băiat cu băiat, fată cu fată, discută. Prieteni, prieteni, amici, amici. Când vorbim de prieteni, vorbim în sensul de iubiței. Ok? Iubiți. Deci, amici, amici și prieteni. Bun. Deci, nu recomand, din experiența și din tot ceea ce am citit eu, nu o să vă placă ce vă spun, dar băgați la cap că este binele vostru. Nu recomand amicițiile personale, deci atenție, personale, cu persoane de sex opus. Dar, în schimb, recomand amicițiile colective. Adică, voi aici sunteți într-o amiciție colectivă. Sunteți și băieți și fete. Nu recomand cele personale, deci cele personale, amic, fată și băiat, sau băiat și fată. Din ce cauză? Fetele o să procesează mai târziu. Cel puțin în partea băieților, e un fel de a spune, îmi place de tine, dar într-un mod nevinovat. Ați înțeles ce a spus? Deci când un băiat vine să spună, am vrea să fim amici, în gândul lui am vrea să fim prieteni, dar hai să începem cu o treaptă mai inferioară ca să nu dau mult de, de bănuit. Doi. Din cauza, nu recomand amiciția asta personală, din cauza mărturiei pentru ceilalți. Adică, voi trebuie să înțelegeți că în momentul în care un băiat și o fată se plimbă liberă, nu știu cum unii, sau vă vede cineva, e clar că apare în momentul respectiv bârfa. Bă, 100% e ceva întrește. Trei, din cauza posibilului păcat care poate să intervină la un moment dat. Hai la mine să ne uităm la un film. Că am ieșit legat de asta. Suntem amici. Și atunci încep cu amic și termin cu amare. Ta-t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 a
Bravo! Bravo, da! Sunt mai depres decât... Mărgăritarele! Aurul! No, no! Nu faceți zidor și faceți așa. Ce drept ai zis, Lezi? Da, am zis asta. Ce drept? Stai, mă! Dar nu am zis să nu gândiți de fel. Nu, dar am vrut să fim fericiți. Există două lucruri diferite. A gândi ceva mecanic de viață, cum să-ți speli pantofii mai ușor, îți ușurează viața. Să gândești teoriile conspirației, nu îți ușurează viața. Și tu ce... Gândire selectivă! Gândire selectivă! Dar nu, că nu-i... Aici mai multă... Melina, aici am mixa mare. Mica trebuie. Dar facem așa direct, nu mai... Nu recomand. Ține-l ai stare. Stai. Nu mai pune, ce face Thank you.
operație, nu? Și doctorii lasă să salveze pe cei împușcați. Dacă salvează, salvează, dacă nu, nu, bun. A treia oară încredeți pe poliții și polițiștii la fel, purtăreau cu linia hoțul. Dar cam asta îi am, vă știe jocul, eu nu. Dar să fie prea mulți cetățeni. Dar cetățenii fac ce vor să vă asta, asta e ideea. Ritmul, da? Da.
Face parte din glumă. Nu, 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 nu
Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name. Nu vreau să aflu că el e, dar se transformă. Fetele pe de altă parte tot strângu sunt și ele și încep să se transforme. Ascultă-mă, păi, în adolescență. Încep să se transforme și încep să se lătească soldurile. Așa, pentru noi băieții nouă, ne plac formele, formele, că așa ne-a lăsat Dumnezeu pe noi, băieți, să știți. Noi așa suntem făiați de Dumnezeu și așa le-a creat Dumnezeu pe el. Da? Încep să se lătească șoldurile, să se pregătească organismul fetei spre a deveni femeie, spre a deveni mamă. Mai târziu. Dar iau șoldurile mai late. Bărbatul nu se aduce toate șoldurile late. Aia e partea femenină. Bărbatul este lat în lume, cu voce mai deamă. De ce credeți că începe vocea să se îngroașă la bărbat? Aici avem un organ... Autoritate, de. Aici avem un organ, se numește laringe. Da, și, da. Vedeți, la mine nu se vede așa bine. Unde ești? Matei, iar ridică-te. Uite, dar uitați-vă aici ce mărul lui Adam. Vedeți, ea înghite așa. În soare, în vedeți, soare. Așa, vai? Ăla-i mărul lui Adam. Laringele, poți să-i loc. Mulțumim, Matei, aplauze pentru Matei. Începe să se dezvolte... Nu, Matei, n-aș bine. Matei pe românește. Bine, Domnul să ne inviteze, Matei. Începe să se dezvolte laringele și atunci vocea bărbatului, băiatului, începe să devină bărbat. Apropo, și de ce este mărul lui Adam la un frântul așa de aici? Atunci când am mușcat din mărul Eva și a aflat că e păcat, și n-a știut că Eva să-ți facă haine, nu? N-a știut să-l facă. A rămas acolo! Da. Hai foie! Dă-i de un doctor! Uai! Cu precizie de chirurg, știi? Nu e la mașina, ar putea, m-am prezintat. Yeah.
că Dumnezeu binecuvântarea primită. Așa că se oferă voluntar să lupte cu cel mai mare dintre filisteni, Goliat. Împăratul Mântrul de Sud îi dă sabia lui Goliat. Filistenii erau tare bucuroși pentru victoria pe care o va aduce Goliat. David, cu o praștie în mână și 5 piete, trage direct în fruntea uriașului și îl doboară. Acesta ia sabia și îi taie capul. De fără. Evrei celebrează victoria. David. David devine regele Israelului. Sfârșit! Hai, voastră, pregătiți-vă! Păi și nu stau. Da, deci, scenata noastră se numește O zi din tabără. Enjoy! Thank you.
Stop! Haide la Rogoșofii! Doamne! Mulțumim! Mulțumim pentru care! Ați mulțumit! Eu mă numesc Prințul Chiuveta al doilea, iar acum îi voi chema pe slujitorii mei. Apă de robinet, săpun, haideți aici! Eu acum sara, ori mănânc carne de porc, ori nu mă cunt. În pădure! Hai! 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 Căutați porcul! Pentru sufletul meu ajutor.
curățenie. Așa să ne ajute Domnul să măturăm păcatul din viața noastră. Cum mături eu aici. Amin. Să vă rog frumos să duceți camera să vedeți aici mâncarea. Această mâncare este o mâncare a sufletului făcută cu dragoste de mine și fratele Dani împreună cu surorile. Noi l-am făcut în mare parte, surorile ne-au asistat spiritual în rugăciune. Mulțumim pentru că vizionați acest episod împreună cu... Și să aveți o zi foarte bună, nu uitați să dați like și subscribe la Biserica din Jun, la Tabăra din Jun cu Iuș și Biserica Sfântă Treime Oradea și Biserica Sfântă Treime de Iuș, Biserica Sfântă Treime Londra și Biserica... Nu mai știu. Cam atât pentru azi. Cut! Acum. Necăsător, nu mai vii supărat, deschide-ți inima și primește-l temperat. Chiar dacă ai căzut, mai aruncat. Rafaele, tu faci cum faci, dar numai în fața camerei intri. Ce? Rafaele, tu faci cum faci, dar numai în fața camerei intri. Oh, pute-mă. Îl urmărește camera, știi? Sau eu, are un al șaselea simț pentru cameră, știi, ca tot ăla. El și Will Smith. Nu, Tobey Maguire. Ăla care a jucat Spider-Man. Bun, începem cu echipa albastră, dar eu au fost câștigătoarea. Albastru! Albastru! Daniel! Nu! Locul 1! Nu, echipa albastră a câștigat scenetele, talent show! Prima tavan! Întoarceți-vă către mine, hai, ridicați cupa. Întoarceți-vă către mine. Cine-i poza? Jack, încoace, nu vă vedeți așa, nu. David, întoarceți-vă. Hai și ridicați cupa. Cupa în sus, hai. Așa, mâinile sus. Bravo! Bravo, echipa! Hai la mie! Tu tot foaie postan ai rămas? Da! Da, și mine la mine! Uitați-vă acolo la poză! Mulțumesc! Aia! Haideți la taure! Că la tot foaie postan ai rămas, eu rămas cu tot ouă. Cu ăsta nu te plecat? Da. Echipa Galben! Liniște! Serafimi! Primesc cupa pentru sport și creativitate! Activitățile sportive și creativitate! Haideți voi la poză! Haideți, fetele! Galben! Ăștia sunteți toți care ați mai rămas? Felicitări, echipa galbenă! Ia vostru, mă! Hei, uitați-vă la mine să vă fac o poză! Hei, fetele, la mine să vă fac o poză, două, trei și... Încoa! Gata! Lasă bomboane acolo! La fratele meu! Gata, fugiți la loc. Fugiți la locuri, gata. Bun, la loc, echipa galben, mai departe, echipa liniște. Echipa roșie. Talent și prim ajutor. Haideți, echipa roșie, medici. Aici roșu, medici.
Armata roșie cu tricou albastru. Nu suntem armata roșie. Nu, e chiar râs roșie. Albastru era armata roșie cu tricou albastru. Bun, mulțumim. Echipa verde. Echipa verde a câștigat campionatul de fotbal. Sportivii, cei mai sportivi. La mine vă uitați. Doamna Alex. Da. Bravo. Trofeul nu primim. Trofeul duce la casă. Da. Da. Vă decideți voi ce ne ia. Și bine rol pe bine. Dacă vezi ceva rău pe internet, un pericol de aici, din care m-am spus eu în dimineața asta, nu te lăsa birui de rău, ci biruiește rol pe bine. Eu n-am spus că e greșit să ai telefon. N-am cum să fiu așa de vapornic. Dar pot să spun că în loc să te uiți, apropo, o altă chestie care m-am amintit acum. De ce e foarte importantă? Mai de mult pe vremea noastră, muzica doar s-a ascultat. Serios, adică aveai un fel de CD player, era un aparat așa rotund, în care puneai un CD-ul, ca un sandwich maker, îndeai și ascultai numai muzica. Sau MP3 player. De ce e foarte important acum să se facă și videoclipul la muzică? Majoritatea pe YouTube, piesele au videoclipuri acum, nu? Da, dar mai sunt care numai poze de album. A, da, știu, aia, da. Eu mă fel atunci acum și de muzică laică. Pentru că imaginea ne transformă foarte mult. Ați auzit vorba aia, o imagine... Thank you.